Vicepreședintele Organizației Județene PNL Giurgiu Gheorghe Spoială a comparat astăzi într-o conferință de presă valoarea despăgubirilor plătite de România Uniunii Sovietice după cel de-al doilea război mondial cu cea a datoriilor acumulate în ultimii doi ani. Gheorghe Spoială a arătat că aceste datorii sunt mai mari decât suma plătită sovieticilor. În mod real, dacă e să adunăm ce datorie a făcut guvernul Boc și să comparăm cu cât a plătit statul român, ce datorii a plătit statul român ca despăgubiri la, după al doilea război mondial către URSS, care au fost de 3.700.000 de dolari grei, rezultă că efectul guvernării actuale, efectul guvernării Boc, este mai dezastros decât dacă România ar fi fost într-un război, într-o conflagrație din aceasta, pentru că datoria care a făcut-o guvernul Boc către afară o depășește aproape dublu față de datoria față de Uniunea Sovietică. Mai multe amănunte despre declarațiile reprezentanților PNL din conferința de presă de astăzi puteți afla în ediția specială din această seară.